Hello and welcome to the beginning of something very special. Today we will be beginning with the classes of the Labyrinth 23, willkommen. The Magic of Emptiness Meditation. Wir beginnen heute mit dem Zauber der Leerheit der Meditation. Sorry, there was a loop here. My name is Francisco Miranda and I will be your host for today. Bună ziua, eu sunt Francisco Miranda. Voi fi gazda voastră astăzi. Sunt alături de echipa tehnică de mulți ani. Așa că vă rog să mă contactați dacă aveți probleme cu platforma, probleme tehnice. Iar astăzi vom începe să studiem cea mai dragă tradiție a practicii noastre, Tonglen, și schimbarea sinelui cu alții. Așa că vă rog pe toți să-i urăm un bun venit profesorului nostru, Geshe Michael Roach. Bun venit la Lamrim. E totul în regulă. M-am gândit că putem să facem o recapitulare unde suntem. Vă mulțumesc tuturor celor care au venit la Diamond Mountain. Văd multă lume din multe țări, văd foarte mulți prieteni vechi și e foarte plăcut să vă văd. Facem o scurtă recapitulare. Unde suntem? Din câte mi-aduc aminte, am început să fac acest lucru în decembrie 2010. Am început acest Lamrim atunci. Știam că ne va lua cam 10 ani, doar că a mers un pic mai încet decât am prevăzut, dar suntem bine. Sunt 378 de foi, așa că asta înseamnă câteva mii de pagini, 7000 de pagini. Am terminat aproape 90% din ele. Iar atunci când trebuie să fac pauză pentru traducători, da. Când am început, am trecut direct la părțile cu Shamatha și Vipassana. Am început cu secțiunea despre meditație și despre vacuitate. Și am făcut asta pentru că structura Lamrimului este Rinpa, adică este vorba despre meditațiile pe care le faci pas cu pas în anumite etape. Și pentru că a trebuit să facem aceste meditații pas cu pas în acești 10 ani, m-am gândit că ar fi bine să învățăm întâi să medităm. Așa că de aceea, în primele cursuri pe care le-am făcut, am acoperit secțiunile din Shamatha. Cum să te pregătești pentru meditația în care experimentezi indirect vacuitatea. Am făcut aceste două vorbim în aceste două secțiuni despre cum să lucreze asupra celor șase perfecțiuni și apoi am continuat cu diverse subiecte, cum să găsești un profesor și ceva de genul acesta. Și în curând vom vorbi din nou despre Shamatha, după 10-12 ani. Iar planul meu este să trecem apoi la Lamrimul scris de Jetson Kappa. Are și el câteva sute de pagini.
Iar jumătate din ceea ce prezintă el acolo este despre meditație și vacuitate. Deci revenim la meditația asupra vacuității. Este una dintre cele mai importante prezentări ale acestei meditații din istorie. Da, în principiu ne va lua cam 6 ani. Deci probabil că vom termina totul, sperăm, în 2030. Profesorul meu a predat acest lamrim timp de 25 de ani. Eu l-am auzit de la el de 3 ori. Și probabil că este cea mai minunată carte pe care eu personal am citit-o vreodată. Este o plăcere să o parcurgi. Nu e o carte din aceea pe care o termin și gata, nu mai ai treabă cu ea, ci pur și simplu nu este ca o lectură a unei cărți, ci mai degrabă ca o experiență. Bună, mă bucur să vă văd. Văd că pe geam se văd niște coioți. A book like this is more of an experience. Deci, cum spuneam, o carte ca aceasta este mai degrabă ca o experiență. Nu pot să spui că o termin. Acești 25 de ani în care profesorul meu a predat acest lamrim de mai multe ori, a fost foarte bine, foarte plăcut să le tot aud reluate. Și cred că este nemaipomenit să treci prin lamrim pentru toată viața ta. Nu cred că este ceva pe care îl absolvi. Uite după coioți. Care probabil că este o vulpe. Vulpile de la Diamond Mountain. Da, vulpile de aici sunt foarte rușinoase, foarte rar le vezi, așa că probabil e un semn bun. Deci, unde suntem? Suntem în momentul în care, și poate că este cel mai important moment al lecției, cel în care ne anunță unde suntem. Întotdeauna în lamrim îmi place să citesc textul în original, să vi-l explic, și chiar vorbeam zilele trecute cu soția mea și mă întreba despre tibetană, din ce familie de limbi provine, și spuneam că este pur și simplu ca picată din cer. Nu are nicio legătură cu nicio altă limbă. Este o limbă sfântă, așa ca și sanscrita. Îmi place să citesc în tibetană, iar această carte este scrisă în cea mai bună tibetană din istorie. Da? Reprezintă cumva finalul limbii tibetane așa cum o cunoaște istoria. La scurt timp după ce această carte a fost scrisă, tibetana practic a început să dispară și a început să fie vorbită și reinterpretată greșit.
Am cunoscut pe cineva care vorbea în limba tibetană străveche. Era foarte în vârstă acea persoană. Este excelent să auzi rostită această limbă, dar din păcate epoca aceea a apus. Vom studia bodhicitta, dar apoi spune kunzo, care înseamnă cine știe pentru $100. Ok, câte $50 la fiecare, către Cat și către Ron. Deci, regulile de a primi, pentru a primi acești bani, este ca voi să îi solicitați, da? Săptămâna trecută eram în Japonia și un domn a venit la mine și mi-a spus că îi datorez $100. Mi-ești dator. Acum 5 ani ai venit în Japonia și îmi datorezi această $100. Dar înțelegeți, vă rog, această regulă că trebuie să îi cereți voi, da? De la Jigme. Și vă rog să faceți asta într-un timp suficient de curând, pentru că s-ar putea ca peste 5 ani să nu mai am bani. Da? Deci rugați-o pe Jigme să vă plătească și ea va face acest lucru. Deci de ce a spus că vom studia bodhicitta falsă? Yeah, good. It's the perception of emptiness. Yeah, good. So, too bad I didn't offer any money for that, Rebecca. Yeah, it's kind of weird to for an author to say, let's study fake bodhicitta. E un pic ciudat pentru autor să spună, haide să studiem bodhicitta falsă. Toată această secțiune este despre bodhicitta falsă, dar este vorba despre dragostea supremă pentru toate ființele vii, dar care nu neapărat înțelege și vacuitatea. Și bodhicitta supremă vorbește despre perceperea în direct a vacuității. Și există o dezbatere dacă include sau nu iubirea pentru toate ființele vii și Tsongkhapa susține cumva acest lucru. $50, cine știe să spună ce este Lo Jongola? Yeah. A good heart. Yeah, okay, good. $50. Which you collect from the bus. Yeah. Lo Jongola. Lo Jongola este rădăcina cuvântului pentru Lo Jong. Și dacă vrei să ți antrenezi mintea, despre asta este vorba, să ți antrenezi mintea în această iubire supremă. Avem și un curs ACI care se numește Lojong. Antrenează-ți mintea în bodhicitta. Putem să-i spunem antrenament mental sau este antrenamentul mental în iubire. Look for start gift 43. Look for gift 43. This is the 43rd retreat. And you can look for the well. I might have changed it since I sent it to you last night. Probabil că a schimbat ceva în text și vor să afișeze pe ecran. I think so. No, we're not. You don't have it. I'm sorry. I added it this morning.
But I will catch up to you, and that'll be Palki Day, Palgyiste. Palki Day, Sri Sena. Okay, so the outline here and the flow of what we're doing, you should know it, and you should be meditating on it this week. Okay, so. Deci fluxul la ceea ce facem acum a trebuit să meditați asupra lui toată săptămâna și am să trec și eu pe scurt prin meditații și apoi vom face niște sesiuni mai lungi cu Tim și cu echipa lui, cum să medităm. Eu vă dau structura de bază. Practic, sunt 5 teme mari la care vom medita și, de fapt, acestea sunt temele majore ale Lambrimului. Iar în această săptămână, cei care sunteți aici la Diamond Mountain, și apropo, se vede pe geam și stupa, da, deci vor fi aceste 5 concepte de bază. Este un flux foarte interesant. Întâi spune așa, și poate că vă luați notițe sau încercați să țineți minte acest lucru, cele 5 teme la care medităm. Meditația în care eu și cei din jurul meu avem un drept egal de a obține ceea ce vrem. Eu și cei din jurul meu avem absolut un drept complet egal de a obține fericirea. Și eu am dreptul la fericire și tu ai dreptul la fericire și suntem egali în asta. Nyamje este un cuvânt din două părți, înseamnă două practici. Nyamba înseamnă să recunoști că toți avem drepturi egale și J înseamnă acel schimb între tine și ceilalți. Și nu e ad literam așa cum sună. Nu este doar despre a te pune în papucii celuilalt, este și asta o practică bună și este un loc bun de unde să începi, dar vom vorbi despre ceva care este mult mai sofisticat. Nu știu, traducerile sunt ciudate, diferite. Nu e pur și simplu să te schimbi pe tine cu ceilalți, da? O să înțelegeți cum merge. Then he says this. Apoi spune așa. Before you could ever get to the second part, okay? So Dakshen. Înainte de a trece la cea de-a doua parte. Dakshen Nyampa înseamnă să ajungi la înțelegerea faptului că dreptul fericirii celorlalți este egal cu al tău. Iar pentru a putea să faci acest schimb între tine și ceilalți, ai nevoie de niște acțiuni preliminare. Și unul din acești pași este să recunoști că dreptul la fericire este egal pentru toți. Și apoi e nevoie să înțelegi problemele și tragediile care apar în viața ta
De câte ori ai grijă întâi de tine sau de câte ori te prioritizezi doar pe tine. E o întreagă parte din această lectură despre cât de afectată este viața noastră de câte ori ai grijă întâi de tine. E un dezastru. Deci putem să spunem aici că cel de-al doilea pas este dezastrul, acela de a încerca să ai, să te pui înaintea celorlalți. Și cred că e nevoie să înțelegeți că nu este vorba despre a fi martir. Nu este nevoie să spui că vei avea grijă de cineva înainte de a avea grijă de tine, ci de a înțelege că e nevoie să ai grijă de toată lumea în mod egal. Martirajul și negarea sinelui nu este o practică budistă, da? Dar nu este nici să spui, mă duc eu în nirvana, mă fac eu bine, ajung eu acolo și vin după aia să te salvez și pe tine, da? Nu. Ideea este că ca toți să trecem linia de final în același timp. Așa că cea de-a doua meditație aici este aceea de a încerca să nu prioritizezi propria ta fericire în fața celorlalți, ci doar să-ți dai seama că toate lucrurile care ți s-au întâmplat în viață vin de aici. Da. Am 70 de ani și e cazul să încep să gândesc altfel, iar unii dintre voi, mă uit la voi, pare că sunteți copii, dar la un moment dat e nevoie să tragi o linie în viață și să spui chestia asta nu merge, trebuie să am grijă altfel, trebuie să am grijă de mine întâi. Dar dacă ignori pe alții, dacă ignori nevoile profunde, disperate pe care le au alții, atunci este un lucru greșit pe care îl faci. E o modalitate greșită de a gândi. Dar, deci, îți dedici într-adevăr activitatea propriei tale fericiri, dar asta este un dezastru. E sortită eșecului și nu va funcționa niciodată. Și dacă îmi spui, uite, Geshe-la, nu am cum să am grijă de toată lumea, trebuie să am grijă de mine întâi, dar înțelege că nu funcționează așa. Și chiar poți să ai grijă de toată lumea. Nu crede că nu poți. Crezi. Asta este darul tău. Ai această capacitate de a face. Toată lumea are puterea de a avea grijă de toți ceilalți și de ei înșiși în același timp. Altfel este o gândire greșită. Iar cea de-a treia, cel de-al treilea subiect de meditat este opusul. Dacă înveți să ai grijă de alții cu aceeași grijă și pasiune cu care ai grijă de tine însuți sau însăți, câte lucruri minunate vor începe să se întâmple. Da? Aceasta este cea de-a treia idee majoră. În a învăța să dezvolți bodhicitta, bodhicitta falsă. Și bodhicitta reală, care am zis că este perceperea directă a vacuității. Pentru că nu ai cum să ai grijă de toată lumea în același timp, cu adevărat, până când nu vezi vacuitatea în direct. Poți să studiezi, poți să înveți, poți să înțelegi, dar nu poți să-i ajuți cu adevărat. Pentru că nu ai nimic de oferit. Nu ai nimic diferit față de ei. Poți să-i hrănești, dar ei lor li se va face foame din nou. Poți să oprești un război, dar un alt război va începe. Da? Deci lucrurile se vor repeta.
Până când nu percepi indirect vacuitatea, pur și simplu nu ai nimic să le oferi oamenilor. Da? Deci cel de-al treilea subiect major este să te gândești la exemple, să te gândești la exemple de oameni care au avut cu adevărat grijă de alții. Și am făcut un Lamrim în Kyoto. Vom continua să facem multe programe și la Diamond Mountain și la, în Kyoto. Pentru că ajută foarte mult oamenii din Asia. Sunt foarte mulți oameni acolo care vor să participe la un Lamrim, însă este foarte greu ca ei să ajungă la Diamond Mountain din cauza vizelor și altor situații, și Kyoto este un loc în care toată lumea poate să ajungă și către care poate să călătorească ușor. Așa că probabil că ne vom împărți timpul între retragerile obișnuite de 2 săptămâni din primăvară de la Diamond Mountain și 1 săptămână în timpul în toamnă. Cred că deja am toată agenda făcută în jurul acestor evenimente, da? Pentru că e nevoie să veniți aici când vremea este frumoasă. Am mai făcut retrageri în Mexic aproape în fiecare vară, pentru că Guadalajara cred că este singurul loc major din lume care are aceeași temperatură aproape tot anul. Este foarte plăcut, în orice lună am merge acolo. S-a terminat COVID-ul și chiar dacă nu s-a terminat, nu ne pasă. Vom continua să mergem în Guadalajara și vom fi acolo în această vară, în iulie. Din 5 sau 6 iulie până în 11, da, ne revedem în Guadalajara. Făceam asta în fiecare vară și vom reîncepe. Și apoi vom avea probabil în decembrie întâlnirea de la Kyoto. Deci facem Lamrim de 4 ori, ne întoarcem la practica de să-l facem de 4 ori. Și sperăm că Geshe-la nu va avea parte de nicio distragere și va reuși să termine. Încă reușesc să îl fac și pe Nagarjuna. Încă vă sunt dator cu multe lecții din Medicine Buddha. Nu le-am terminat și probabil că vom face una din acestea la toamnă. Ok, și mai avem de făcut pașii 4 și 5, care este cel de-al 4-lea. Este practica efectivă de schimb al sinelui cu ceilalți. Probabil că vom ajunge acolo în următoarele 2 zile. Și veți învăța exact cum să faceți acest lucru. Și e un pic mai complex decât pare din cuvinte, nu este doar de a umbla în papucii celuilalt. De altfel, este chiar o meditație foarte profundă și provocatoare. Iar numărul 5, atunci, abia atunci ești gata să faci meditația Tonglen, meditația de a da și a lua, să dai fericire celorlalți și să le preiei și să le îndepărtezi problemele. Ai nevoie de multă muncă pentru a atinge, pentru a ajunge prima meditație pe care în mănăstire chiar și copiii la 7-8 ani încep să o învețe în mănăstire. Iar noi muncim 12 ani ca să ajungem acolo, da? Mai avem un pic și ajungem. Și
Da, deci acestea vor fi bazele meditațiilor noastre din această săptămână. Da, deci etapa 1 sau pasul 1 este drepturi egale. Nu ai dreptul să lucrezi doar pentru fericirea ta. Pasul 2, gândește-te la problemele pe care le vei avea atunci când încerci să lucrezi, să te gândești doar la tine. Renunță la asta, este o gândire complet greșită. Mă rog, sau poți să mai faci asta un an sau 10 sau 50, dar mai devreme sau mai târziu va trebui să te confrunți cu această idee că a te prioritiza, a te gândi numai la ce vrei tu, împotriva sau dincolo de ceea ce vor ceilalți, este sortit eșecului. Nu știu câți ani vei trăi pe această planetă înainte să ajungi la această idee, dar întregul scop al lamrimului este ca cei mai în vârstă, mai înțelepți, să le spună tinerilor mai nebunatici ce să facă. Și este o tradiție de peste 5.000 de ani că cei tineri nu ascultă, pentru că nici eu nu am ascultat când am fost tânăr. Așa că poți să încerci să ai grijă întâi de tine, dar este fără speranță, nu funcționează. Poți să aștepți 8-10 ani până te prinzi tu sau poți să-i asculți pe cei care n-au păr. Da, deci numărul 2, nu funcționează dacă ai grijă întâi de tine. Pasul 3 spune că funcționează mai bine, dar cumva trebuie să compensezi, da? Să ai grijă și de alții. Încearcă să te bucuri, observă cât de bine este atunci când te ocupi de binele altora și de ceea ce vor ei. Încearcă doar, așa cum încerci o pereche nouă de blugi. Încearcă să vezi ce minunat este, să vezi câtă satisfacție îți aduce acest lucru de a avea grijă de alții. Asta este pasul 3. Pasul 4 este practica efectivă de schimb între sine și ceilalți. Și ultimul pas este cel în care abia atunci te califici să faci meditația pe care puștii de 7 ani o învață, meditația Tonglen. Ai nevoie de toată această muncă preliminară pentru a putea să faci Tonglen. Tonglen nu este ușor, este o practică avansată și ai nevoie de o perioadă lungă în care să faci meditație și să faci contemplări. Da, vreți? Ok, haideți să facem acum o meditație. Cei din Vietnam îmi spun Ong Noi, adică cel înțelept, sau bunicul. Ok. O să facem o meditație de circa 10 minute. Atunci când meditezi în grup, ai o mare responsabilitate. Așa că, în primul rând, vă rog să vă închideți telefoanele mobile și să faceți liniște. Suflați-vă acum nasul. Ok, începem. This week I'm gonna I want you to try on a new way to start a meditation, which is 100 breaths instead of 10.
În săptămâna aceasta vă provoc să încercați un nou mod de a începe meditațiile, și anume să numărați 100 de respirații, nu 10. 10 respirații pentru mine, unul nu funcționează. Oricum le număr de câte 4-5 ori, așa că 100 e o destinație mult mai potrivită. Ok, durează cam 6 minute. 100 de respirații, da? Începem să numărăm prin expirația și inspirul este a doua.
Now I'd like you to think about some interaction you had with someone, probably yesterday, but somebody you spent maybe half an hour with in the last few days. And just try to choose one of those interactions with another person, at least half an hour that you spent together. Și acum, te rog să te gândești la o persoană cu care ai interacționat în ultima vreme, dar cineva cu care ai avut o interacțiune de cel puțin 30 de minute în ultimele zile. And try to remember what it was that you were hoping to get out of that interaction. Like I gândește-te ce ți-ai dorit să obții din acea interacțiune. Eu mi-am petrecut ultimele 5 zile alături de soția mea. Am fost să avem grijă de mama care a avut un atac cerebral. Am petrecut mult timp cu Veronica. Dar undeva în mintea mea aveam, mă gândeam la textul lui Sugeng la care lucrez. Și gândește-te și tu la ce ți era mintea, ce ai fi putut să faci în timp ce vorbeai cu acea persoană. And then what do you think the other person wanted to do during that time? What based on cealaltă persoană, ce crezi că celălalt vroia? Dacă te gândești la cum ați interacționat, ce crezi că ar fi vrut acea persoană cel mai mult să facă în timp ce era cu tine? Oare ce era în mintea acelei persoane? Ce ar fi plăcut să facă în acel timp în care erați împreună? Cred că soția mea în acele momente era concentrată pe a o ajuta pe mama mea, dar are și ea o listă de oameni cu care interacționează.
And you could sacrifice what you wanted to do. And you could just do what the other person wanted to do. Și ai putea să sacrifici ceea ce vrei tu să faci și să faci ceea ce vroia celălalt. Dar probabil că asta nu e sustenabil, pentru că și tu ai lucruri importante de făcut. Ai și tu lucruri pe care ți-ar plăcea să le faci și, și ceilalți au lucruri pe care vor să le facă. De, și cum ar fi să existe o a treia alternativă? Bodhisattva și se gândesc întotdeauna la cea de-a treia opțiune. Știu ce ar fi vrut să facă soția mea astăzi. Știu și eu ce aș fi vrut să fac astăzi. Dar există cumva un fel de soluție creativă, inovativă, interesantă, prin care amândoi am putea să facem ceea ce vrem, dar să fim și împreună în același timp, să interacționăm, să ne petrecem ziua împreună? Oare există o cale prin care să putem face pe bune ceea ce vrem fiecare în mod particular? Și să creăm și o a treia posibilitate în care relația noastră, interacțiunea, să fie posibilă. Să le facem pe toate mai bine în același timp, mai bine decât dacă nu am fi fost împreună. Cum aș putea să lucrez și la traducerea lui Sugeng, să o ajutăm și pe mama și, și ceilalți clienți ai soției mele să fie serviți. Avem drepturi egale să facem ceea ce ne dorim să facem. Și care este o modalitate super creativă prin care am putea să ne ajutăm unul pe celălalt să facem fiecare ce vrem mai bine decât dacă am face fiecare singuri sau în ciuda a ceea ce vrea altceva, a ceea ce vrea altcineva. Aceasta este esența vieții unui bodhisattva. Nu sacrifică ceea ce vor ei, nu fac în mod egoist doar ceea ce vor ei, și găsesc modalități creative în care toată lumea poate să obțină tot ceea ce își dorește în același timp. Încearcă să găsești, să te gândești la o a treia posibilitate. So what my wife and I did, we blocked out a time in the morning. She enjoys walking. Ceea ce am făcut eu cu soția mea a fost să ne luăm niște timp dimineață,
când este în California, îi place să lucreze lângă ocean. Și am făcut următoarea înțelegere. Și are nevoie să-și adune gândurile, să se pregătească pentru lista cu ce are de făcut astăzi. Iar în timp ce ea își face plimbarea la ocean, fac și eu ce am de făcut la traducerea lui Sugeng. Apoi, la sfârșitul dimineții, ne reîntâlnim. Și ne împărtășim unul altuia ceea ce avem de făcut, așa că petrecem împreună câteva minute, comparându-ne listele și încercând să vedem cum putem, ce putem din ele să facem împreună. Gândește-te acum cum ai fi putut și tu să faci același lucru cu persoana la care te-ai gândit, Pung Sumba. Cum să faci în mod creativ acest drum de mijloc, care este o modalitate ultra creativă de a le face pe toate, și ce vroiai tu și ce vroia celălalt, fără vreun sacrificiu de vreo parte. Sunt la fel de importante și lucrurile tale și ale celuilalt. And then slowly open your eyes, come back. Și acum deschide încet ochii și revin aici și acum. Întinde-te. And then I think if you're like me, și cred că dacă îmi semeni vreun pic, mi-aduc aminte când am venit prima oară la Diamond Mountain, aveam 80 de elevi din New York și am venit aici să învățăm împreună calea de diamant. Am făcut 7 ani de pregătire în New York și apoi am făcut aici 7 ani de calea de diamant. Mulți dintre noi am făcut retragerea de 3 ani și acum avem peste 200 de mii de studenți în toată lumea. Avem peste 50 de organizații. Da, deci am început cu 80 și am ajuns la 200 de mii. Și aceasta este presiunea care o am pe timpul meu. Da. Și cât mai am și eu. Nu întotdeauna pot să fac diverse lucruri cu soția mea. Pentru că alte 200 de mii de oameni ar vrea să fac ce făceam cu 80. Am și eu mulți prieteni și mă întreabă dacă am o oră să stăm de vorbă și le spun, știi, s-au schimbat lucrurile. Am foarte mulți prieteni și petrec timp cu ei, îmi fac cumva timp, dar
nu ai cum să organizezi, să-ți organizezi timpul cu 200 de mii de oameni cum făceam cu 80. Da? Nu zic că trebuie să faci nebunia de a da celor 200 de mii de oameni câte oră. Am calculat, să știți, mi-ar lua cam 60 de ani să fac asta. Da? Deci nu este despre asta. Nu este vorba despre un management mai deștept al timpului, pentru că și timpul are propria lui vacuitate. Putem să modelăm timpul. Putem să-l extindem sau putem să-l comprimăm. E demonstrată asta de gravitația Soarelui și de modul în care Mercur se rotește, na? Așa cum Einstein a prezis, Mercur pare că încetinește în momentul în care iese dintr-un anumit unghi al drumului său în jurul Soarelui și este dovedit că lumina ajunge la noi mai târziu dacă intersectează un... Da? Și pur și simplu, dacă te uiți la Mercur prin telescop, ești un călător prin timp, pentru că ai acces la trecut. Iar noile telescoape la care avem acces și modul în care poți să observi în direct trecutul, chiar în timp ce se întâmplă, este fascinant ce ne oferă. Deci metoda unui bodhisattva de a face în așa fel încât toți oamenii să obțină ceea ce vor, are de a face cu vacuitatea timpului. Creăm timp și ne jucăm cu spațiul și cu timpul în așa fel încât să putem să servim mai mulți oameni. Da? Cele două tipuri de bodhicitta se ajută unul pe celălalt, pentru că altfel, pentru mine ar fi imposibil într-un timp și spațiu normal să fac tot ceea ce fac. Este imposibil să interacționez cu 200.000 de oameni, așa cum am interacționat cu soția mea în această săptămână. De aceea avem nevoie să lucrăm cu vacuitatea. În opinia mea, motivul pentru care a început această discuție și vorbește despre bodhicitta falsă a făcut-o ca să înțelegi că ai nevoie și de bodhicitta reală, pentru că altfel nu ai cum să îi servești pe toți oamenii în același timp. Nu poți să împlinești dorințele a nenumărate ființe. Și e nevoie să devii din ce în ce mai bun la a face asta. În primul rând, dorința de a ajuta trebuie să existe, trebuie să fie prezent acolo. Și această dorință foamea este cel mai bun bucătar. Da? Dacă ai această dorință, această nevoie, atunci vei găsi cum, fiindcă mintea umană are capacitatea infinită de a face tot ce își pune în minte. Doar trebuie să ai un imbold de a face asta, ok? Bine. Vom mai vorbi despre asta. Avem 10 minute la dispoziție pentru întrebări, cum vreți să lucrăm. Primim întrebări din online sau din sală. Ok, începem aici. Puteți să întrebați orice întrebare, da? And if you have questions to ask in the chat, send them in. Și dacă aveți întrebări din online, puneți-le pe chat. Încercăm să răspundem la ele. Mulțumesc pentru această șansă. Am o întrebare referitor la acest curs.
Poți să ne spui care este legătura dintre meditația Tonglen și ceea ce consideră fi o idee importantă din nivelul 2 avansat DCI? Că eu sunt... Deci, legătura dintre meditația Tonglen pe care o facem și ideea din nivelul DCI 2 avansat, că eu sunt toți cei din jurul meu care nu sunt eu. Am înțeles întrebarea ta acum. Avem peste 50 de organizații, fiecare are o nișă, încercăm să adresăm diverse oameni la diverse niveluri. Tocmai am deschis o universitate pe care nu am putut să o acredităm niciunde, așa că ne-am construit una. A noastră. Am construit una în Sedona și una în Kyoto, unde am avut primele cursuri acum o săptămână. Merge foarte bine și vom obține acolo acreditarea. Sunt foarte multe cheltuieli și avem parte de multe donații. Avem nevoie de milioane de dolari să susținem acest demers. Și chiar avem o primă serie cu foarte mulți studenți. Da. Deci fiecare din aceste organizații are ca scop să adreseze o anumită nevoie a oamenilor. DCI, Institutul Tăietorului de Diamante, se adresează oamenilor normali, să zic așa, care nu au nicio treabă cu budismul. DCI nu predă religie, ci pur și simplu te învață cum să ai succes acasă, în viața ta personală și cum să ai același lucru în viața ta profesională. Și asta fac... Anul trecut au fost 18.000 de cursanți care au parcurs aceste idei. Și ne-am făcut un obiectiv din a avea 12 cursuri, așa că în fiecare an creăm unul. Tocmai am terminat un curs referitor la dependențe, la adicții. Am făcut în Taiwan. Iar în iunie vom preda nivelul 7, care este despre cum să vezi vacuitatea în direct. Și pe bune, sunteți fraier dacă pierdeți așa ceva. Bine, glumesc. A văzut și un iepure de câmp? Ok, deci ce spuneam? Da, deci am terminat 12 ani de cursuri și oamenii m-au întrebat ce o să fac mai departe și ce să fac. Am început să fac niveluri și mai avansate și nivelul 2 avansat l-am scris anul trecut și l-am și predat. L-am predat în decembrie și în acest nivel ne-am concentrat pe modul în care mintea noastră creează obiecte și așa cum Ana Ilie a spus, unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui fel în care mintea creează obiecte este acela că pur și simplu eliminăm tot ceea ce nu este un anumit obiect. Da? Și dau acest exemplu, eram într-o gară cu Silvia Engelhardt în Germania, aveam vreo 5 minute să prindem un tren
și aveam nevoie de bilete. Eram înconjurați de oameni și de bagaje. Trebuia să ne urcăm în tren și mi-a spus, nu avem bilete, trebuie să ne întâlnim cu o tipă aici. Dar acolo erau 5.000 de oameni în jurul nostru și trenul se pregătea să plece și eu întrebam, ce doamnă, cu ce femeie ne vedem? Și ne-am dat seama că este un proces normal de eliminare. În primul rând e femeie, da? Deci pur și simplu am eliminat toți bărbații, nici măcar nu mă mai uitam. Ok, și atunci am văzut doar 2000 de femei. Ok, e înaltă sau scundă? Ok, și atunci am eliminat și doamnele scunde. Are o haină, ceva pe ea? Ok, am mai eliminat 600 de femei. Ce culoare are haina? Am eliminat toate celelalte culori și am început să mă uit doar la cele îmbrăcate în roșu. Da, deci erau 20 de femei înalte îmbrăcate în roșu. Apoi am întrebat-o ce culoare are părul. Căutam într-o zi o doamnă la centrul Lincoln și singurul lucru pe care îl știam era că era dansatoare de dans contemporan, așa că am început să mă uit la pulpele oamenilor și așa mi-am dat seama cine este, am recunoscut-o. Da? Deci acesta este procesul de eliminare. Elimin pur și simplu lucrurile care nu corespund cu ceea ce cauți tu. Iar mintea ta face asta tot timpul, în fiecare moment în care percepi pe ceva sau cineva. Deci acest lucru îl fac cu soția mea. Elimin toate lucrurile ca să pot să vorbesc cu soția mea. Elimin toate persoanele care nu sunt soția mea și atunci știu care este ea. Da? Așa funcționează percepția umană. Vezi lucrurile după ce elimini tot ce nu ai nevoie să percepi, da? Deci mintea umană creează niște arhetipuri, niște tipare, eliminând tot ce nu este ceea ce cauți. De fapt, nu te întâlnești cu cineva, ci pur și simplu te întâlnești cu o persoană și o recunoști, eliminând toți cei care nu sunt acea persoană. Iar aici este o discuție filozofică. Dacă ai nevoie să percepi totul ca să elimini acel tot, și adevărul este că, de fapt, nu ai timp. Nu ai timp să elimini toate femeile din San Diego în așa fel încât să ajung să știu care este soția mea, ci pur și simplu avem niște exemple reprezentative. Facem lucrurile la modul general. Da? Dar ăsta este un proces pe care îl face mintea, acest proces de eliminare. Și dacă înțelegi asta, ești mult mai aproape de vacuitate. Și dacă lucrezi la această idee, la această idee din nivelul avansat 2DCI, poți vedea vacuitatea soției, că poți vedea vacuitatea soției tale și că apoi poți să te joci cu realitatea și este mult mai posibil să găsești aceste soluții inovative de a face plăcere tuturor. O idee care vine după ce înțelegi că toată lumea are dreptul egal la fericire. Obișnuiește-te cu această idee. Nu poți să faci pe toată lumea fericit, nu poți să aduci tuturor ceea ce vor, da? Dar dacă înțelegi cum mintea ta creează oameni, atunci înseamnă că este posibil să faci pe toată lumea fericită în același timp. Și acesta este obiectivul nostru, obiectivul unui bodhisattva, și faci asta jucându-te cu realitatea și te joci cu realitatea, înțelegând cum lucrezi cu arhetipuri și cu tipare mentale în timpul percepției.
Și apropo, scriem în acest timp la nivelul avansat 3. Și pentru că Mixed Nuts funcționează deja de 6 ani, reușim să edităm noi cărți și vom face o carte care va cuprinde toate ideile principale din toți acești mii de ani de tradiție. Da, deci terminăm foarte multe cărți. Se umple biblioteca noastră și avem acum o carte pe care a terminat-o Ben Cramer, în care se vorbește despre sistemul de credințe. Iar cartea lui, care are aproape 600 de pagini, este o examinare a circa 101 idei de credințe. E ca un fel de magazin de de dulciuri la care avem acces. Da? Am crescut cu fel și fel de idei care s-au transformat în credințe. Și apropo, pe la vârsta la care, pe la 16 ani, începi să ai dreptul să-ți alegi propriile tale lucruri în care să crezi. Da, nu mai trebuie să crezi în ce ți-au impus părinții. De exemplu, pe vremea mea aveam 10 zile în care mergeam în pădure și învățam să omorâm căprioare, să vânăm căprioare. Și se aștepta de la mine ca în această săptămână să mă duc prin pădure, să împușc o căprioară, să o omor, să o pun în mașină și să mă întorc cu ea acasă. Și acum am respins complet această credință. Iar în cartea pe care a tradus-o Ben Cramer, este o examinare a acestor 101 de idei de credințe și ce poți să faci ca să le înlocuiești. Este o carte superbă care include capitole despre activități, gânduri și vorbe iluminate. Am tradus 110 calități mentale pe care poți să le dezvolți, diverse puncte și perspective de vedere, da? 101. Deci 101 idei pentru care avem 110 soluții. Le-am pus pe toate în această carte și din ea vom preda nivelul avansat 3, pe care probabil că îl vom face în noiembrie. Și scriem deja și la nivelul 4, ne pregătim pentru 2024 și vă voi povesti despre asta pentru că vine din cartea lui Su Geng. Ok. Ok, deci avem o pauză de aproape 25 de minute. Ne vedem la fără un sfert. Iar pentru cei care sunt aici la Diamond Mountain, bunicul a sponsorizat niște sucuri, niște smoothie-uri și vă invit să le serviți. Ne revedem în 25 de minute. Well, it's okay.